Tot domnul profesor spunea în paginile de carte, am receptat aceste regimuri în funcție de vârsta pe care o avem. În acest volum am urmărit să prezint nu doar viața unui om, ci societatea românească din acei ani, de la obiceiuri și viață cotidiană, la evoluțiile culturale și politice, cu bune și rele. Așa este, eu am răsfoit această carte, deși eram într-o delegație, m-a impresionat calitatea și acribia cu care domnul profesor a cercetat toate documentele și după 1989 și a încercat și a transpus în aceste pagini de carte, prin ochii istoricului și cercetătorului, evenimentele din 1989, dar și din evenimentele din trecut, de aceea în paginile de carte veți găsi completări față de edițiile anterioare sau fapte pe care le-a avut în vedere și au fost prezentate în paginile de carte. Dar pentru că căldura nu mai are răbdare de această dată, nu neapărat timpul, îl invit pe domnul profesor Bogu Gheorghiță să ne spună câteva cuvinte și să ne spuneți cum v-ați gândit la acest eveniment, cum v-a venit, de ce v-a motivat și spuneți cum vă doriți să fie acest eveniment. Bună ziua, bine ați venit, domnule profesor, bine ați revenit acasă. Pentru mine acasă rămâne locul unde îmi mulțumesc, nu să vedeți. Sunt obișnuit să vorbesc în fața studenților din Liu Grai. Eu sper să fiu auzit și de către mijloacele acestea de reținutare a sunetului. Cum spuneam, bine ați venit aici și, după cum ați văzut, am pregătit și un timp mai frumos, care să vă facă să vă simțiți bine în mijlocul nostru. Mulțumesc gazdelor noastre de la bun început pentru că ne-a dat posibilitatea să avem așa o întâlnire cu dumneavoastră. Ideea a plecat din noiembrie anul trecut, când ați fost proaspetele Colegiului Național de Purareș, care în cadrul zilelor acestui colegiu dumneavoastră ați venit și ați prezentat o conferință foarte interesantă din timpul Marii Uniri. Și cu acea ocazie ați și semnalat că foarte curând va apare această carte pe care ne-am produs-o astăzi. Luând contact cu colegii de aici de la bibliotecă, mulți și-au exprimat dorința de a vă avea o aspecte și în cadrul bibliotecii, pentru că aici este un alt auditoriu, este una din instituțiile de cultură care mereu realizează acțiuni cu totul deosebite, gustate de public, extrem de variate, întâlniri cu oameni de știință, de cultură, cu medici, cu specialiști din diverse ramuri de artă, specialiști din diverse domenii ale științei. Și pentru că acum cu această carte, colecția Historia Magistra Vitae s-a îmbogățit cu o nouă carte, o invit pe doamna profesor universitară, doctor Simona Modrean, să ne spună câteva cuvinte despre, despre această carte, din punctul dumneavoastră de vedere, de editor și director al editurii Juni. Directorului editurii Juni. Într-adevăr, colecția Historia Magistra Vitae este foarte veche și prestigioasă și iată s-a îmbogățit datorită domnului profesor Scurtu cu o carte care, așa cum spuneam și de unes la târgul de carte Librex de la Iași, care tocmai s-a încheiat, se dovedește a fi în primele 5 luni ale anului un adevărat bestseller, este comandată peste tot în țară. Dar, dincolo de asta, personalitatea
care trece prin și peste aceste rânduri este cu totul specială și într-adevăr suntem și sunteți norocoși să o aveți astăzi aici. Spunea tot la Librex alaltăieri domnul profesor Ion Solcan că domnul profesor Ioan Scurt este cu adevărat patriarhul istoriografiei moderne și contemporane și o dovedește prin fiecare din cele peste 100 de cărți și sute de studii care au fost deja evocate. Dar dincolo de asta, domnia sa este o prezență. Este o prezență care face vie istoriografia și iată că o face cumva și într-un mod fabulatoriu. A fost evocat și Dumitru Almaș cu povestirile sale istorice. Istoria poate fi apropiată de om și poate fi făcută chiar seducătoare și captivantă dacă e trecută printr-o poveste, dacă e trecută prin filtrul unei experiențe personale ca cea copleșitoare a domnului profesor Scurtu, care iată acoperă două fragmente majore din istoria României. Și dincolo de asta e și o carte care nu reprezintă sau iese din toate genurile posibile. E o carte de istorie, cu siguranță, pentru că e în spate o documentare excepțională, iar domnul profesor Scurtu se vedește a fi aici un soi de vindecător de mituri, pentru că relectura istoriei pe care o propune sparge niște tipare, niște convenții și niște povești care au fost vehiculate de-a lungul timpului vis-a-vis de anumite momente și personalități din istoria noastră, dar cu siguranță va povesti mai multe domnia sa. Deci e și o carte de istorie, e și o carte de memorialistică, cu siguranță, e și un jurnal. E un jurnal personal. Iată că se poate scrie un jurnal istoric, în care identitatea proprie, traversând niște momente majore pe o lungă perioadă, poate reuși să facă transmiterea acestor informații și interpretarea lor accesibilă. Și mai mult decât accesibilă, fascinantă. E într-adevăr o carte pe care, dincolo de dimensiunile ei impresionante, nu pot să o lași de mână, pentru că domnul profesor Ioan Scurtu e doctora nu doar de învățătură, ci și un de povești, așa cum cu siguranță vă veți convinge în notele următoare. Vă mulțumim tare mult că numele editurii Junima pentru această invitație și sperăm să mai realizăm astfel de momente frumoase și pe viitor. Să aveți o zi minunată! Dr. Simona Modeanu, mulțumim editurii Junina pentru că astăzi ne-a făcut bucuria de a fi alături de noi la această lansare și prezentare de carte și de a fi alături de domnul profesor Ioan Scurtu. Într-adevăr, istoria magistra vinde. Fără istorie mergem spre nicăieri, fără istorie nu existăm, fără identitate națională ne pierdem în marea familie europeană și marea familie a lumii. Istoria ne reprezintă și de aceea oamenii locului au redescoperit prin pagini de carte, prin fapte, oameni și locuri, istoria acestei comunități. Această carte este și o carte care prezintă o pagină de istorie locală și de aceea l-aș invita pe domnul profesor Ioan Scurtu să ne împărtășească câte ceva din pașii domniei sale, din perioada adolescenței, din perioada în care a fost elev al actorului Colegiul Național pentru Rareș, pentru că aici avem elevi și profesori ai Colegiului Național pentru Rareș. În paginile de carte, domnule profesor, ați prezentat portrete de dască, cei care v-au urmat, cei care v-au rămas în minte și cei pe care vi-i devăluiți prin informațiile respective. Dar vă invit să ne spuneți cum v-ați trăit adolescența la Piatra Neamț, ce au însemnat profesorii pentru dumneavoastră și cum v-ați decis să deveniți profesor. Dintotdeauna v-ați dorit să fiți profesor. Iată că ați devenit profesor în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc, înțeles că o să mai dați cuvântul ceva mai târziu, pentru că deja am primit niște binețele și să răspund la întrebări. Așa că acum o să vorbesc despre cum am devenit matur. Nu e o
chestiune așa, să primești diplomă de maturitate. Deci intre în școală, parcurci niște trepte și la sfârșit apar ca om matur. Adică ai absolvit școala medie, care între timp a devenit medie mixtă. Deci când eram în clasa 10-a, s-a făcut și privirea de eleve, de fete, și de între 8-a și 9-a a fost școala de băieți. Așa am devenit școala medie mixtă, mă rog. Acum, cum am ajuns eu aici, la liceu, în familia mea, în familia noastră, sunt aici cu soția și cu băiatul, cel mai realizat a fost un profesor, al cărui nume a fost pomenit, fratele mamei mele, Dumitru Ailică Armaș. Armaș este numele de pseudonim. Și dorința a fost să fiu și eu un om mare, ca dânsul. Cum dânsul era profesor, ce om mare puteam să fiu eu decât tot profesor. Când mă întreba cineva, eram la păzit vaga pe Iscaz, sau eram, știu, mă dădeam cu sania pe dedeluș, sau știu, unde mă întreba cineva, bă, copilă, tu ce vrei să faci? Profesor. Să uitam la mine așa, ca curios. Profesor. Acum trebuie să spun că după ce am terminat facultatea și am devenit profesor, titlul ăsta de profesor s-a la mine, nu peste tot, deși mă doresc să nu chiar peste tot, s-a demonetizat. Și când mă întrebau vecinii sau alte cunoștințe, ce ești profesor? A, profesor, noi avem profesor și aici la Tokia. M-am gândit ce se descurcă să apar și eu totuși ceva. Și am zis că o să ajung inginer arheolog. Asta nu există ca meserie. Dar pentru ei era ceva cu totul deosebit și eu am devenit o persoană importantă, nu pentru că eram profesor cu mare ce, ci eram inginer arheolog. Nu m-a întrebat nimeni cu ce să ocupa acest inginer arheolog, dar important e că am apărut într-o postură pozitivă. Așa, ca atare, deci, am urmărit de-a lungul existenței mele, și vă rog să credeți că, chiar din clasa întâia, cum se comportau profesorii, respectiv învățătorii, după aceea profesorii, la liceu, la universitate, cu ce gând să fac bine cum fac ei și să nu fac rău cum fac ei. Deci să creez o carieră în așa fel încât să fiu agreat de la studenți, să nu îi plictisesc, să nu îi țin în pauză, să nu îi descălesc, să fiu un coleg mai mare. Sunt unul dintre puținii istorici, și poate nu numai, care a avut parte de 4 volume omagiale. Și bineînțeles că acolo au scris mulți dintre foștii mei studenți, care relatează cu amănunte despre cum mă comportam eu ca student, ca profesor. Acum trebuie să spun că a existat și un anumit risc. Eu am instituit sistemul ca la seminarii. Nu, eu anunț tema și după aia pun întrebări și studenții răspund și eu îi corectez și cu studiez și așa mai departe. Nu! Suntem colegi. Puneți orice întrebare. Eu o să mă străduiesc să vă răspund. Și dacă nu o să reușesc, o să vă răspund data viitoare după ce mă documentez. E, a fost și un risc. Vă spun că respectivul a devenit coleg la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, unde eu eram director și dânsul era cercetător. Acest student m-a întrebat cine a fost cu tare persoană, personalitate. N-auzise. Și am spus, nu știu, o să mă documentez. M-am dus la biblioteca Academiei, am căutat la fișier la numele respectiv, n-am găsit, am căutat despre persoana respectivă, n-am găsit, și timpul trecea, s-a apropiat ziua de vineri, când aveam de loc seminar, și nu găseam cine este acest personaj și riscam să apară într-o postură proastă, adică a
astăzi v-ați lăutat că o să ne răspundeți la toate și acum nu sunteți în stare. Dar, la vremea respectivă, studiam la sala 3 în protecția Academiei, fondul special, unde veneau mulți foști oameni politici, oameni de cultură, care mai mult se interesau de modul cum era reflectat în presa propria lor activitate. Și am discutat cu ministrul Cutare, cu academicianul Cutare, cu nu știu ce. Am reușit să găsesc pe cineva care știe. A fost șeful Serviciului Stării Civile de la sectorul negru al capitalului. Fericit că în sfârșit am aflat, când vine rândul să intru la seminar, anunț tema, ce o să discutăm astăzi, așa, dar studentul de sărbire zice, avem de răspund la o întrebare. Eu, ca și cum ar fi fost un fapt divers, așa, trecut, am spus, zic, da, a fost șeful Serviciului Stării Civile la sectorul negru și dacă mai aveți întrebări despre asemenea personalități, să le puneți. La care studentul zice, a fost o mare personalitate, pentru că a oficiat căsătoria părinților mei, din care am ieșit eu studentul dumneavoastră. Așa că am ieșit cu fața curată. Dar, sigur, există o doză de risc când te comporți așa. Dar nu prefer să creșesc, decât să apară ca o persoană care și le știe pe toate, învață pe toți, toți sunt niște neștiutori și așa mai departe. Acum să știți că am făcut această introducere pentru că am primit un bilețel cu o întrebare despre nu știu ce sunt între sigi, spun și nu știu care, așa, conditor de nervul mediu, începutul nervul de mediu, la care o să vă documentez. Acum revenim la problema cu liceul, școala medie, și părinții mei în permanență au zis de că e liceu. Deci era școala medie oficial, dar era liceu. Era școala medie, nu știu ce, dar era liceu pentru Rareș. Părinte, tatăl meu a venit la piață, care nu era la ocupat, deci cer pe orașului, că era, era cu totul anul de data asta. A fost la piață și după ce a vândut marfa ce a avut, a făcut un cot cu căruță așa și a oprit în fața unei clădiri, așa, așezată pe o colină, altă, frumoasă, altă. Se zice, aici o să te dau. Când am auzit, am început să tremur de emoții, cum aici, am eu din Turchia. Și tatăl meu a sezizat emoția mea și a zis, zice, lasă că examen de admitere se dă pe baza manualelor. Și indiferent cine se prezintă, chiar dacă e din piața mea sau de altă parte, dacă din Turchia, dacă el face bine, intră. Și, într-adevăr, a intrat. Acum, în legătură cu profesorii, trebuie să spun ceea ce ne obștelul să spune, că deși am trăit perioada ocupației sovietice și a roierismului, Roller a fost cel care executa dispozițiile sovieticilor în modul de abordare a istoriei românilor. Totul venea de la răsărit, românii au fost în permanență ajutați de Rusia, aia de Uniunea Sovietică, România a fost condusă tot timpul de oameni reacționari, n-a realizat nimic în plan cultural, științific și istoric, așa încât noi eram mei ca nimeni, aproape de astăzi. E, am avut un profesor de istorie, Rotundu Aurelian, colegul meu, este mie, coleg de clasă, așa, și aduce aminte, a venit la prima oră și ne-a arătat o gapă groasă de 800 și ceva de pagini, pe care scria istoria României, manual, redactat de academician Mihai Rodă. Și profesorul nu a spus, zice, ăsta e manualul pe care ar trebui să învățați voi. Dar vedeți că de gros e. Și să știți că e și foarte scump, nu era atunci cu manuale gratuite. Și eu vă recomand să vă pregătiți după ce vă predau eu. Și într-adevăr, dânsul predau foarte frumos, făcea o schemă foarte largă la tablă, deși am culința învățată de la ore, dar nu e nicio treabă cu manualul oronic. Acum, continuând puțin, când a trebuit să dau admiterea la facultate, admiterea se dădea pe baza manualelor de liceu, inclusiv manualul oronic. Dar
încercarea mea de a învăța acel manual s-a soldat cu un eșec total. Nu se prindea pur și simplu de la rău. Adică erau atât de diferite abordările în manualul respectiv de ceea ce ne predase profesorul, încât nu puteam pur și simplu să... Nu reușeam, nu ne întreagă. Și atunci s-a întâmplat un lucru, o să mi se pare curios, dar mai așa nu avem viață. Suntem în casă la profesor Almaș, în general. N-am vădut să-i spun că eu nu știu manualul lui Vodă. Dar dimineață, înainte de a pleca, a luat manualul la care eu, curios, am spus crezul. Părinții mei m-au învățat din mic copil, tatăl nostru și crezul. Deci asta era legea, nu se punea problema că atunci să învăț. Am spus crezul. Și după aia m-a rugat pe Dumnezeu să-mi arate ce o să cadă la examen. Am pus cartea așa și s-a deschis la lecția despre structurile feudale la începutul evului mediu. O lecție groaznică, cu toate funcțiile, cu toți șerbii, cu toți boierii, cu toți paharnicii și toate celelalte. Am citit această carte, eu două ori, mai am citit-o în Cluj pe universitate și în Cluj. Și acum am vorbit și mă fizicând cu oamenii că mă vedeau pe stradă citind pe acel hărțoi, așa, că totuși pe stradă parcă să mergeam și mai mult. Și când s-a dat subiectul, exact asta a pus. Și culmea tuturor este că am fost convins că nu putea să cadă alt subiect, pentru că ăsta mi-a fost arătat mie de Dumnezeu. Și cu acest noroc, am intrat în facultate. Pentru că catalogul cu notele de la oral, la limba și literatura română, n-am avut nicio problemă, am fost întotdeauna foarte bun. Participasem în 1957 la un concurs pe țară organizat de Scântia Tineretului despre reflectarea de școală în 1907 în literatură. Doamna profesoră Prana m-a desenat că mine să reprezint școala, județul și regiune, a luat premiul, deci ce mai înseamnă a prezut exact asta. Deci vă dați seama că am intrat printre filii la facultate pentru noroc. Dar să știți că un noroc am avut și la liceu. La liceu am fost un elev mediu. Adică, la prima oră, venind de la Bacău, cum am spus, profesorul de matematică m-a testat. El avea următoarea metodă. Iar profesorii mulți stăteau în partea despre sobă, era sobă cu lemn, cei mediocri pe mijloc și cei slabi la geam. Pe mine m-a pus la mijloc. Deci nu ascultase până atunci decât cu vestul ăsta. Eu la trigonometrie și la geometrie am bun, la ce mă slab. Și odată, de exemplu, la trigonometrie am răspuns perfect. Și mi-a dat trei. Nu mă întâlneam de obicei. Și am avut curajul să întreb, dar și profesorul, dar nu am avut nicio greșeală. Care profesorul Manole, zice, citai singură, te-ai învățat și mi-a de trei. Îți dau acum cinci, care era nota maximă. Te-a spus data viitoare la trigonometrie și la algebră și îți dau unu. Cinci și unu fac trei, da. Șase. Ajungi tot la trei. De la șase la trei. Acum, marea problemă, cartea am descris mai mălat, a fost un examen de maturitate, cu atâtea materii. Matematica era trecută una singură, în realitate erau trei materii. Algebră, geometrie, trigonometrie, fiecare cu notă, și dacă nu reușeai la una, exmatriculată, te scoteam din examen. Deci, pierdeai examenul ăsta. Am răspuns foarte bine la geometrie, la trigonometrie, la algebră, am reușit. De cât partea teoretică, erau două minute, un loc teoretic și un loc practic. Eram la tablă, președintele comisiei era un profesor de la Universitatea din Iași, Blacu, și de emoție, premeditat, nu știu ce s-a întâmplat, cert este că mi-a căzut creta de mână între perete și pedestal. Pedestalul pe care tăia să și am spus că nu mai am credere. La care profesorul a rugat un alt profesor să ducă la secretariat, să aducă credere. Și
zone, zone. Deci e foarte bine, deci la obiectul următor. Deci, iată că suntem în sfârșit la Locămiață, știți? Acum, deci, profesoara de desen, ca să vă spun câteva cadre didactice. A doamnă Chiosoi se numea, membru la Unirii Artiștilor Plastici, cu expoziții și așa mai departe. De la prima oră ne-a spus, copiii nu toți au talent. Eu nu o să vă cer vouă să vă creați acum talent, că ăsta vine de la Dumnezeu. Așa că voi să stați cu mință în timpul ori și lucrează cei care au talent. Pentru care nu aveam talent, dar era mare problemă ce o fac la examen. La examen a pus un pahar deasupra un măr. A spus, desenați voi acest pahar cu un măr. Și fiecare a desenat cum a știut și ne-a dat la toți care nu aveam talent, 4, o notă excelentă. Și la cei care erau buni, ne-a dat 5. Deci, iată cum am putut să trec, și încă foarte onorabil, la o materie la care nu era talentat sau știu. Ei, haide să mai spun încă o dată despre asta. Domnul Răsăr, în ziutare, e profesor de muzică sau nu s-a produs? Nu, nu. Geografia. Atunci, muzica nu era un obiect de studiu, pentru că ar fi trebuit să studiem pe Enescu, pe Ciprian Păugrescu și așa mai departe. Noi făceam manuale traduse din URSS. Colegul Ftimea și aduce aminte că manualul de geografie era tradus în mod amor și scria pe munții noștri Uran, marea noastră caspică cu tare. Și bietul profesor, ca să nu se facă de râs, așa, deși era trebuit să învățăm manualul, spunea, zice, da, istoria URSS se întinde pe două continente. Și atunci reprezenta istoria continentelor. Adică am scăpat de mizeria asta de a învăța istoria altei țări, ca fiind istoria, geografia altei țări, ca și cum ar fi geografia țării. Deci, încă două, trei cuvinte despre profesorul Arandu Mirelescu, care era o personalitate și cred că este și acum în Neamță, profesor de română. E, cu dânsul am avut o relație foarte, foarte bună și neașteptată bună, pentru că dânsul era socotit un profesor foarte exigent. La prima oră, oră de gramatică, analiza unui text. S-a descoperit acolo că era un compliment. Și începe dânsul. Compliment? Mă, dar de care compliment? Să ridică ăla, să ridică ăla. Eu am ridicat mâna așa pe jumătate, știam și nu știam, știam și nu știam. M-a pus ultimul. Și am spus, mă, de aceea, bravo, mă, cum te cheamă? Mi-a spus, mă, mă cheamă, ai notat patru. La care eu m-am schimbat la față, păi mă laud, și îmi dă patru, nu sunt de-a cinci, la care zice, mă, cinci este al Dumnezeu, patru este al meu, trei am fost tu. Dacă eu ți-am dat ție patru, înseamnă că ți-am dat din mine mea. Și ca rezultat, m-a pus secretarul Cenacului Slova Nouă, care funcționa aici la Piatra unde veneau și muncitori la Sărbine și de aici, de la combinatul de a fost direct, tot domnul Ftimia de hârtie și celuloză, care am auzit că am împărtășit soarta altora, așa, și în felul ăsta totul s-a prăbușit cât a fost vorba să ne constituim o realitate. Deci, am avut și noroc în viață, am avut și dificultăți, dar nu mă plâng. Sigur că am avut mare de noroc, iată că soția, care m-a urmat, m-a înțeles. Păi gândiți-vă dumneavoastră că am stat un timp, după ce ne-am căsătorit, într-un apartament cu două camere, cu un alt coleg care s-a căsătorit. Păi am căsătorit și eu. Vă dați seama, două familii într-un apartament. Ce se întâmpla la bucătărie, ce se întâmpla la mare. Apoi am reușit să obțin o asumie. Mă scrisesem deja la doctorat. Pe aceeași masă, bucătăria la de mică, încă nu credeam o masă. De aceeași masă trebuia să fac eu programul meu cu scrisul și cu toate celelalte și acolo mânca, acolo trebuia să calce, acolo erau toate treburile gospodărești. Să se facem asta, da, m-am înțeles, am acceptat și iată că am doi copii cu care mă mândresc către care domnul inginer Ionuț. Așa că această primă parte a intervenției mare, dacă mele, dacă va fi prima, dacă vor fi întrebări, sunt spus
mai particip. Ok, și las să mai vorbească dată și domnul profesor, care a susținut doctoratul la Universitatea din București sub conducerea profesorului Dino Cengiulescu, a fost în comisie, lucrarea excepțională pe care a publicat-o. Vă invităm, domnule profesor Dr. Daniel Iacomu, să ne împărtășiți din colaborarea dumneavoastră și demersul lucrării dumneavoastră de doctorat, experiența pe care ați avut-o cu domnul profesor și iată că profesorii la rândul lor formează profesori. Mulțumesc! Daniel Iacomu, numesc, sunt profesor de istorie. Nu pot să zic istorie, profesor de istorie, dacă sunt ceva pe lumea asta, se datorează în mare parte și domnul profesor Scurtu, de asta sunt aici, de asemenea domnul profesor Chirescu, Dumnezeu să-l ierte, și de asemenea domnului profesor Evinean, Dumnezeu să-l ierte și pe dânsul, comisia în fața căreia de foarte multe ori ne-am prezentat, distinsă, sobră, cu emoții, clar, m-am emoții, nu am cum să nu am emoții în fața, pe fața domnului profesor Scurtu. Mă bucur că a ajuns, tot i-am putut citi memoriile, am luat cartea de joi, astă noapte la a doua am reușit să o termin. Am vrut să citesc mai de-acoasă, cum se zice la noi, am capacitatea asta de a citi și a înțelege și mai pe diagonală, dar nu am reușit să ăsta am citit-o aproape cuvânt cu cuvânt, mai ales perioada 64-65 a fost foarte, foarte interesantă pentru mine și o recomand. În ceea ce privește profesorul și întrebările, parafrazând cumva pe domnul profesor, venind de la facultate în localitatea natală, prin Țineș, lumea început să s-auzis, să zică, bă, ăsta un diaconul e profesor. Intrând într-o creștină de acolo de la munte, m-am oprit un bătrân, intrat, bă, nu știu, da, ia să te văd ce știi. Zice, ia Ștefan cel Mare, cât e filmul avut. Moarte, fără la, reușesc să-mi înțelege. După aia îmi zice, ia zi-mi când s-a făcut fermoară. Am rămas tot la avocat, n-am știut ce vrea. Până la urmă, ca seama că este vorba de fermoară. Și așa cum m-a zis domnul profesor, i-am zis, dă-mi timp să mă documentez. Însu găsese prin almanah și mi-a demonstrat mică că nu știu, plus că nu sunt suficient pregătit. Dar am citit, masterul l-am făcut la București, tot cu domnia sa. Venisem deja profesor la Grințieș și era la doar varianta de zi. Făceam o grămadă de drumuri pe tren, învățam pe tren, am cumpărat o grămadă de cărți, cred că pe domnul profesor le-am cam toate, am un raft scurt, am în casă. Nu am reușit să cer niciodată un autograf, o să o fac de această dată. Am avut o teză pe istoria evreilor și continuând cu antisemitismul. Foarte mult pe imagologie. Eu scriu mai aproape de Dumitru Almaș decât de domnul Scurtu și aveam probleme din această cauză. Domnul Ciurescu zicea bine, frumos, nu știu ce, venea domnul Retegan, vă m-am distrat, venea domnul Scurtu, mi-e roșa referat. Dar întotdeauna am dat cele mai mari de la domnul Scurtu. Și notițele dânsului mi-au fost de mare folos, vorbind de o temă controversată pe care am reușit să o duc până la capăt, fără indicațiile domnului sale. Țin minte că la un moment dat folosisem termenul toți. Mi-ai zis, bă, ești sigur că toți? Știi tu că toți? Și am început să regândesc fiecare lucru în parte. În 2012, împreună cu profesorii de istorie din județul Neamț, am avut un proiect care s-a chemat Identitatea Neamțeană. A ieșit o carte deosebită,
câteva multe sute de pagini, iar prefața aparține domnului, domnului profesor. Este o carte care, din păcate, se află doar câte una pe, pe localitate, dar este, este cu adevărat valoroasă. Poate o să reușim să, să reluăm, acest. Mulțumesc pentru, pentru invitație. Mulțumesc domnului profesor pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Țin minte la, la master, la tema mea, am dus la fișete și când am văzut că lucrări pe tema mea sunt, sunt cu numele lui Ioan Scriitor, am zis, mamă, nu-i prea bine, nu-i prea specialist. Ca profesor să nu fie prea specialist în ceea ce prezins tu. Dar, până la urmă, tot, tot rău este spre tine și zic că am, am scăpat. Și am reușit să scriu o istorie totală, totală. Mulțumesc!